Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea efectiv care este karma persoanei care v-a rănit pentru ceea ce v-a făcut. Vom avea varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. Am să vă rog să vă luați un moment să alegeți cu atenție varianta. Întotdeauna varianta cea mai potrivită pentru voi va fi cea pe care o alegeți inițial. S-ar putea să fie într-adevăr nevoie să combinați două mesaje distincte, dar întotdeauna mesajul de bază va fi la prima variantă pe care ați ales-o. Deci, vom începe cu prima variantă, iar dacă aveți nevoie de o etalare personală, ofer etalări prin înregistrări video, dar și prin apel video, prin WhatsApp, ca voi să vedeți în direct cărțile și să îmi puneți întrebări, așa că fiecare cu propriul său mod pe care îl preferă, eu am acolo posibilități cam pentru toată lumea. Bun. Vom începe cu prima variantă. Am apel totuși. Vreau să văd întâi cam ce s-a întâmplat. În majoritatea cazurilor, aici este vorba de faptul că voi ați avut o trezire spirituală după o relație, mă rog, după o conexiune foarte importantă, foarte semnificativă pentru voi, dar care s-a sfârșit destul de brusc, fără avertisment. Exact în momentul în care lucrurile păreau că merg din ce în ce mai bine către voi și este doar începutul, la fel, exact atunci s-au și terminat, în sensul în care nu pot să fie o relație aici de lungă durată. Exact când voi vă gândeați că lucrurile încep să devină mai serioase, mai stabile, mai oficiale, exact atunci a venit această persoană și v-a tăiat tot elanul. Este foarte probabil ca această persoană mai degrabă să vă fi forțat cumva să faceți această încheiere bruscă. De ce? Pentru că, sincer, nu aș vedea această persoană ca fiind orientată către o singură persoană, ci mai degrabă orientată către tot ce poate oferi viața. Această persoană cred că are multiple opțiuni și îi place să-și păstreze întotdeauna portițe deschise. Are o viziune destul de copilăroasă asupra vieții, adolescentină, chiar aș putea spune. Această persoană poate să iubească să picteze sau îi se pare interesant să picteze. Nu trebuie neapărat să aibă un talent la asta, dar există ceva artistic în energia acestei persoane. Această persoană poate să aibă anumite abilități artistice, pentru unii s-au regăsit, pentru alții nu. Pentru cei pentru care s-a regăsit această persoană, indiferent că alege să picteze, să scrie poezie sau să cânte la un instrument, ceva de această natură, această persoană se inspiră foarte mult din persoanele care îi trec prin viață. Dacă știți că această persoană are o anumită abilitate artistică, această persoană fie a compus un cântec în legătură cu voi, fie a compus poezie, fie a făcut o pictură cu gândul la voi, ceva de această natură, dar are ceva artistic care să-i amintească în permanență de voi și cred că acest lucru încă face parte din obiectele pe care le deține. Am senzația că această persoană nu a renunțat la respectivul obiect. Aici puteți să aveți de-a face cu o persoană care pune pe toată lumea apropiată mai presus de persoana iubită, în sensul în care această persoană este foarte orientată către părinți, către prieteni, cunoscuți, colegi. E o persoană destul de sociabilă, aș putea spune. Iar întotdeauna această persoană se gândește la alții, în special o energie mai matură feminină,
și pune această persoană mai presus de voi. Este foarte probabil că această persoană să fie intervenit în legătură cu conexiunea voastră și să îi fi spus acestei persoane cum că nu este de acord și nu crede că ar fi potrivit ceva de această natură. Ideea este că această persoană este relativ apropiată, poate să fie chiar un părinte, iar persoana voastră efectiv nu consideră că este în măsură să încalce ceea ce crede această persoană. Aici cred că sunt niște situații destul de toxice cu energia feminină și felul în care persoana voastră percepe energia feminină, în sensul în care această persoană întotdeauna să aibă senzația că toate femeile sunt dornice de control și vor doar să fraierească pe cineva, cam așa cum a făcut și mama sa. Și de aceea poate opune foarte multă rezistență în a avea o situație stabilă. Ideea este că abordarea pe care a avut-o față de voi, pe voi, va răni destul de mult la momentul respectiv. Pur și simplu e ca și cum voi ați renunțat la toate gărzile, ați lăsat un pic garda jos și totul s-a distrus. Dar asta a trebuit cumva să vă redirecționeze pe un alt drum, pe o altă cale cumva nesperată de voi. Este foarte probabil ca mulți după această situație să fie început un hobby nou, să fie început să facă ceva nou sau să se fie angajat undeva într-un loc nou. Iar efectiv, ceea ce s-a întâmplat după această conexiune a fost pur și simplu faptul că voi ați început să creșteți, voi ați început să vă dezvoltați, voi ați început să vedeți viața cu alți ochi, voi ați început să vedeți că viața poate fi și altfel, într-un sens mai bun. Și cred că pe asta începeți ușor, ușor să vă concentrați, cu toate că nu aș avea neapărat o energie ca și cum, cum să zic, nu aș avea neapărat o energie ca și cum voi ați uitat deja această persoană, ci pur și simplu învățați ușor, ușor, încă cred că sunteți în procesul de a uita această persoană și de a vă concentra pe voi înșivă. Care este karma? Ce ai postat să vă regăsiți voi? Ok. Ce aș vrea să subliniez aici este că voi veți fi într-o poziție foarte favorabilă în care voi văd că de îndată ce a ieșit această persoană din viața dumneavoastră, v-ați canalizat foarte multă energie spre a manifesta anumite lucruri să se întâmple în viața dumneavoastră, inclusiv când mă refer la relații, inclusiv când mă refer la anumite lucruri pe care vi le-ați dorit, dar n-ați știut cum să le abordați. Ei bine, în lipsa acestei persoane ați început să vă concentrați pe acele lucruri. Ce aș mai putea spune aici este faptul că persoana aceasta, chiar dacă în acest moment nu dă semne și voi aveți senzația că persoana nu va mai face niciun pas către voi, va face. Singura problemă este că în momentul în care această persoană decide să intre în viața dumneavoastră, nu prea mai avea nu va avea spațiu, nu va avea loc, va exista o altă persoană semnificativă în viața voastră. Ideea este că voi, dacă încercați să veniți către această persoană, văd persoana efectiv nici să nu vă bage în seamă, vă respinge, iar voi veți lua această rană mai puternică asupra voastră. Voi trebuie să vă preocupați de propriul vostru viitor și de a atrage ceea ce doriți, chiar dacă este un efort suplimentar și vi se pare un pic mai dificil decât a relua conexiunea cu această persoană, însă este mult mai bine pentru voi să lăsați ca trecutul să rămână în trecut. Este un motiv pentru care este această situație în trecut și credeți-mă că aici nu o să prea vreți să continuați în acest ritm cu această persoană, pentru că persoana pur și simplu are mult de crescut. Aș vrea să vă zic aici de asemenea faptul că în viața dumneavoastră va apărea o persoană nouă relativ curând. Dacă voi aveți ce mi se pare interesant, dacă voi se întâmplă să aveți o pisică neagră, persoana care manifestă, sau o pisică multicoloră, să zic, cealaltă persoană va avea o pisică doar neagră. Deci uitați-vă la combinația de pisici aici, dacă vă găsiți imaginea propriei pisici, de exemplu.
să vă dați seama cum va fi și cea a partenerului, pentru că și partenerul văd că are foarte multe lucruri foarte similare cu voi, inclusiv anumite pasiuni. Probabil sunteți amândoi pasionați de cunoaștere și de spiritualitate până la un anumit nivel. Împărțiți foarte bine acest lucru, pentru că putem observa că acea pălărie specifică vrăjitoarelor este deținută și de bărbați și de femei. Și între aceste două cărți, practic aici, pisica neagră oferă un peștișor celelalte pisici. Aici cred că pur și simplu va fi o înțelegere foarte bună, va fi un echilibru între voi, va fi o dăruire simultană unul altuia spre a face relația să meargă. Iar sincer aici persoana voastră nu are decât să stea și să se uite. De ce? Pentru că în momentul în care persoana vă vedea, nu va fi acea energie că, nu știu, neapărat vă contactează și voi spuneți acest lucru, ci mai degrabă va fi o energie de tipul ok, am să întreb persoane despre tine sau o să te văd în oraș și o să fii de mână cu respectivul și eu atunci îmi dau seama că am rămas pe din afară, deși voiam să mă întorc, deși probabil ne învățasem anumite lecții și așa mai departe. Dar oricum, dumneavoastră, nu puteți sta după această persoană, că aceasta să realizeze ceea ce a pierdut. Deci, în primul rând, aici, cu această persoană, va trebui să lăsați persoana să vină în momentul în care vine. Nu trebuie să vă stresați, nu trebuie să vă mai țineți de această situație, pentru că nu vă mai servește. Deja ce ați avut de învățat din această relație, sincer, ați învățat. Singura problemă este că voi începeți să opuneți rezistență schimbării și asta vă poate duce un pic spre o oarecare stagnare. Varianta 2. Aici cred că voi ați fost în energia împăratului, o persoană destul de... Sincer, aici nu prea am foarte mult vibe de relație, am mai mult ceva pe plan profesional, un proiect, un hobby, ceva de această natură, dar nu prea am foarte multă energie de romantic. Ce poate fi? Poate să fie într-adevăr o aventură, o relație mai pasională, dar nu neapărat una foarte semnificativă, cel puțin nu ajunsese în pragul acela. Și a fost un oarecare nivel de competiție. Iar aici este posibil ca, dacă voi sunteți perplex aici, să fi avut de a face cu o persoană în rac, persoana care v-a trădat și v-a luat ce a fost al vostru, indiferent că era vorba de partener, proiect sau ce, doamne iartă, mai era. Practic, persoana aceasta vă admira, voi cred aici că voi ați ajutat această persoană, ați îndrumat-o, ați fost alături de această persoană, i-ați oferit un ghid, i-ați oferit un sprijin, i-ați oferit un drum pe care l-ați pavat chiar voi. Este posibil ca voi să fi activat într-un domeniu relativ nou pentru voi și pentru această persoană și să nu fi avut pe nimeni în spate, dar voi ați încercat să fiți ca un fel de ghid pentru această persoană, ca această persoană să se poate descurca mult mai ușor decât ați făcut-o voi. Numai că persoana voastră aici de față a avut de a lua o decizie dacă să încerce să fure de la voi sau dacă să încerce să meargă pe propriul drum. Aici cred că, într-adevăr, persoana inițial a vrut să meargă pe propriul drum, într-adevăr, nu a vrut să recurgă la niște tehnici mișelești de a se descurca pe cont propriu, însă și-a pierdut un pic speranța. Această persoană a fost un pic cuprinsă de impacientare și un pic de anxietate și a ales să ia ceva ce e al vostru. Aici am energie de înstrăinare, furt, a se băga într-o colaborare în care nu trebuia să să intre această persoană și efectiv va lua ceea ce era al vostru. Am senzația că voi ați fost cumva precauți în legătură cu asta sau v-ați așteptat într-o oarecare măsură, dar totuși ați ales să acordați încredere acestei persoane și ați fost foarte deschisă până în ultimul moment în legătură cu această persoană. Sincer, nu aș vedea această persoană care v-a rănit și v-a trădat să regrete. Am senzația că pur și simplu ăsta este felul în care acționează în momentul în care se panichează, ăsta este felul în care
lucrează atunci când consideră că trebuie să se miște lucrurile mai repede, nu prea ține cont această persoană de alte persoane, pentru că această persoană este obișnuită să fie rănită și nimeni să nu țină cont de el sau ea și să profite practic de bunătatea sa, dar asta nu o scuză cu nimic pentru felul în care s-a comportat cu dumneavoastră. Sincer, aici nu cred că v-a picat foarte bine toată situația asta. Și nu cred că v-a fost foarte drăguț. Aici, sincer, am energie ca și cum voi practic ați fi fost cumva dați afară un pic cu forța. Dar ce aș vrea să spun eu aici este faptul că voi nu ați avut o imagine foarte bună despre asta, n-ați avut o părere foarte bună despre asta. Aici cred că a fost totuși energie de ranchiună o vreme, dar nu neapărat, nu știu, o ranchiună toxică, să zicem că da, neapărat vreți rău persoanei și așa mai departe. Nu, a fost mai degrabă faptul că ați avut încredere în persoană și ați pus-o la masă cu voi, ați avut grijă de această persoană întotdeauna, ați fost acolo să o ghidați, să o protejați, să o atenționați, să o avertizați în momentul în care cineva avea intenții negative și aceasta v-a fost răsplata. Practic, a fost un pic de ciudă pentru faptul că voi ați oferit totul la aceste persoane pentru a se descurca singură și totuși această persoană a ales să vă trădeze. Cam asta este energia pe care o percep din partea voastră. Însă, această persoană cumva se simțea nevăzută. Deci, aici avem de-a face cu o persoană care are un pic un complex de inferioritate. Avem un pic un complex de inferioritate. A crezut că așa își poate atrage vizibilitate, își poate atrage atenție, își poate atrage colaborări, își poate atrage tot ceea ce dorește să atragă, dar n-a durat mult. Indiferent de ceea ce a făcut aici, n-a durat mult. Și oricum s-ar fi terminat pentru dumneavoastră, dacă v-ați revenit, nu v-ați revenit din toată situația asta, pentru dumneavoastră, sincer, este posibil să fi fost vorba de primirea unei recompense din partea Universului, dar din altă parte. Este foarte probabil ca Universul să vă fi recompensat pe voi pentru ceea ce ați făcut pentru această persoană, iar dar pe altă cale, nu știu despre ce va fi vorba la fiecare, iar această persoană a pierdut efectiv totul. Chiar dacă voi nu sunteți conștienți de care a fost de fapt recompensa voastră, ar fi bine să vă gândiți la diferite circunstanțe norocoase. Nu știu, probabil unii dintre voi ați avut, nu știu, noroc la un loto din 49, chiar dacă n-a fost un premiu foarte mare, ceva de aceasta n-a... Sau probabil ați avut colaborări mai bine plătite, dar într-un cu totul alt domeniu. Asta nu înseamnă că nu are nimic de face cu ceea ce a făcut această persoană. Deci voi practic ați fost compensați pe altă parte pentru ceea ce ați pierdut. Voi ați primit o compensare, voi ați primit altceva, voi ați primit o altă activitate, probabil o altă nișă pentru unii dintre voi. Astfel încât, dacă stați să calculați, nu este ca și cum ați fi ieșit pe pierdere. A fost doar cumva o pauză temporară, iar dacă vreți să reveniți la primul obiect de activitate, cu siguranță puteți acum. Care este karma? Aici, sincer, pe voi v-aș vedea că vă extindeți în legătură cu persoana voastră care v-a rănit. Aici aș vedea faptul că lucrurile nu prea se leagă, este nevoie de foarte mult efort și după o mulțime de efort lucrurile tind să pice. Această persoană care v-a trădat are tendința să muncească mult mai mult ca dumneavoastră, dar să nu obțină niciun rezultat, în timp ce voi aveți un program de muncă relativ mai lejer, nu aveți atâtea preocupări, nu aveți atâtea responsabilități, sunteți pe un drum un pic mai lejer. Chiar dacă munciți și ore suplimentare, asta nu înseamnă că nu este mai greu decât
Asta nu înseamnă neapărat că este mai greu decât programul celelalte persoane și voi obțineți rezultate mult mai ușor. Pentru voi, ce se va întâmpla va fi faptul că voi va trebui să vă extindeți în timp ce această persoană va trebui efectiv să își găsească un echilibru în sensul în care în timp ce voi deja sunteți într-o ipostază destul de bună și material și spiritual și mental, această persoană va intra practic în burnout și nu va ști exact cum să meargă mai departe, cum să aibă și ea succesul vostru, doar că aici s-a creat deja ca un fel de groapă ce nu poate fi trecută între voi astfel încât pe voi nu vă mai văd că ați vrea să-i mai dați vreodată puterea acestei persoane de a vă face ceea ce a făcut și nici nu cred că mai este din partea voastră atâta dorință de a ajuta această persoană chiar dacă ar avea probleme serioase. În sensul în care, ok, înțeleg, ai probleme, îmi pare rău, dar asta nu e treaba mea. Eu am propria viață de trăit și nu veți zice neapărat din egoism, ci din faptul că vă dați seama cu ce persoană ați avut de face și vă dați seama că a rămâne în această situație cu această persoană nu va duce decât la mai multă dramă și la o repetare a istoriei. Nu este cineva pe care să vă puteți baza, nu este o persoană în care să puteți avea încredere, nu e o persoană care să fie acolo pentru voi și atunci preferați să vă vedeți de propriul drum în timp ce această persoană se chinuie să își găsească un punct de echilibru în viața sa. Aici nu e vorba de cine muncește mai mult, va fi mai degrabă vorba de karma. Fiecare va lua ceea ce a sădit. Și la varianta 3. Și aici stau să mă gândesc care e de fapt problema voastră. Aici poate să fie vorba de o relație, de prietenie sau de familie, de colegialitate, de o rudenie mai îndepărtată, ceva de această natură. Văd că persoane de același sex, mi se specifică acest lucru. Pentru foarte puțin dintre voi va fi vorba de o relație. Dacă este vorba de o relație și persoana voastră este de sex opus, atunci sunteți ambele părți pe energie feminină. Și nimeni nu prea neapărat acțiunea. Fiecare așteaptă cumva, nu știu, să se întâmple ceva divin în legătură cu această situație și nimeni nu prea frâiele așa cum ar trebui. Energia voastră este de a fi conectați la propria intuiție, de a fi conectați la propria persoană, la propriul corp, în timp ce persoana voastră văd că este mult mai orientată către ceea ce simte în moment. Ideea este că persoana voastră poate avea tendința să fie un pic dramatică, să reacționeze un pic prea ușor din orice, în timp ce voi aveți puteți avea un obicei de a fi foarte ok, foarte ok cu tot ce se întâmplă, nu neapărat să oferiți foarte mult foarte multe bârfe, foarte multe lucruri cu care să se hrănească celelalte persoane în ceea ce privește bârfa, dar în momentul în care voi spuneți ceva și deschideți gura atunci și sunteți supărați pe cealaltă persoană, atunci sigur o doare, în sensul în care voi aveți un mod de a spune lucrurile foarte clar, foarte direct, în timp ce cealaltă persoană are un mod de a spune lucrurile cumva se învârte în jurul cozii, nu vrea să deranjeze cu adevărul, dar până la urmă vrea să fie văzută persoana ca un prieten bun, ca un consultant bun, ca, o persoană care este acolo și care îți este alături, în care poți avea încredere, dar nu este o persoană foarte sinceră. Nu este o persoană, nu este o energie care să fie acolo atunci când ai nevoie de ea, în cel mai bun caz, în momentul în care ar fi vorba de o discuție, de o dispută mai serioasă, această persoană ar încerca să mă învârtă situația după cum îi convine. Deci aici nu prea văd că această persoană, mai ales dacă este în energie de apă,
nu văd să fie în interesul vostru. Atenție voi dacă sunteți berbeci lei săgetători, pentru că energia voastră este bine să rămână așa, dar atenție pentru că această persoană s-ar putea să vină în viața voastră tocmai pentru a încerca cumva să păteze această reputație al voastră, să vă spună că de fapt este mai bine să fii un pic mai calm, să spui lucrurile într-un mod mai drăguț, să ții cont de ceea ce simt oamenii, dar asta este pur și simplu felul în care abordează această persoană problema. Eu nu simt această persoană cu care voi aveți de-a face foarte autentică, să fiu sinceră. Aici s-ar putea să fie vorba totuși de două colege care au ceva de împărțit, cumva. Vedem. Ideea este că în energia aceasta, mai ales cei care se regăsesc într-o ipostază de colegialitate, țineți cont că ați putea să avea un fel de colaborare foarte bună, foarte benefică, dar ar fi nevoie să ajungeți la niște numitori comuni, nu să vină fiecare, nu, calea mea e mai bună, ba nu, calea mea e mai bună, ba nu, calea mea e mai bună și să o țineți tot așa câteva săptămâni bune și la sfârșit să nu vă vorbiți tocmai pe tema asta. Chiar dacă în voi, în situația voastră, dinamica este un pic schimbătoare în sensul în care ba vorbiți, ba nu vorbiți, fără neapărat să se întâmple ceva, pentru că nu am energie de conflict, ci fiecare începe să devină preocupat cu propriile vieți, cu propria sa viață. Așa, lucrurile se pot îmbunătăți și puteți avea o colaborare foarte bună, foarte profitabilă, foarte avantajoasă pentru ambele părți. Doar trebuie să reușiți să găsiți o metodă prin care să comunicați pe o limbă comună. Pentru că cineva este foarte brutal, cealaltă persoană este așa prin te ia un pic pe la piața Unirii și nu ajungeți nicăieri. E nevoie să ajungeți la un limbaj comun. Care este karma? Și unde vă regăsiți voi? Aici s-ar putea ca totuși să nu se fie întâmplat neapărat ceva rău pentru voi, ci pur și simplu voi să vă întoiți de această persoană, cu toate că nu văd persoana să fie neapărat rea, nu văd persoana să aibă ceva personal cu voi. Este foarte probabil ca persoana cumva să se simtă blocată din anumite privințe în evoluția sa în momentul în care voi va trebui să alegeți dacă veți recontacta această persoană sau nu. Dar, din nou, aici toate înțelegerile, tot ajutorul pe care vi-l oferiți, este foarte bine să specificați un schimb, să specificați ceva ce vreți contra. Nu văd să fie neapărat vorba aici de o problemă destul de dură, nu văd să fie vorba de o problemă care să... Nu știu, nu văd neapărat că persoana respectivă a intenționat să vă rănească sau a intenționat să facă ceva pentru ca voi să vă simțiți în neregulă, dar cred aici că într-adevăr a fost vorba de o problemă de comunicare, de o problemă de înțelegere, de o problemă de perspectivă și de a aborda lucrurile. Astfel încât chiar dacă această persoană se poate să se fi băgat într-o situație în care să se simtă destul de blocată, faptul că voi puteți avea anumite resentimente în legătură cu această persoană și modul său de a aborda situațiile, s-ar putea să vă blocheze dintr-o colaborare foarte frumoasă. Aici, indiferent de circunstanțe, nu este neapărat vorba de ceea ce a făcut această persoană, ci de ceea ce se poate construi pe mai departe cu condiția să se lase propriile perspective și de a obține o perspectivă mai largă asupra situațiilor, de a accepta că nu doar modul nostru este cel mai corect mod de a face lucrurile și că se poate să fie înțeles uneori greșit. Din nou, persoana se simte blocată. Dacă aici e vorba de persoana care, de exemplu, a aranjat o
concediere sau așa percepeți voi, sau aveți senzația că într-o formă sau alta această persoană a luat ceva de la voi, această persoană nu a avut intenția neapărat de a lua ceva de la voi, nu a avut neapărat intenția de a vă face vouă rău, dar pur și simplu a fost o neînțelegere undeva la mijloc și trebuia discutată, nu s-a întâmplat. Ar fi bine că atunci când va exista comunicare, dacă veți alege să inițiați această comunicare, să stabiliți din start ce s-a întâmplat atunci pentru a putea să treceți peste fără repercusiuni, fără resentimente, și ulterior etalarea noastră se termină prin două cărți foarte favorabile, și anume 6 de pentagrame și 10 de cupe. Din nou, am energie ca și cum între voi se poate crea ceva frumos, o colaborare foarte lungă, foarte benefică pentru ambele părți, foarte echitabilă. Dar este nevoie de mai multă comunicare, este nevoie să ajungeți pe aceeași pagină, este nevoie să vorbiți în același fel, în aceeași limbă, trebuie să existe un punct comun în care voi să vă regăsiți cu comunicarea. De îndată ce vă veți regăsi cu această comunicare, lucrurile merg bine. Dar atâta timp cât voi refuzați și considerați că vă este interzis să faceți acest pas pentru că ar fi un semn de slăbiciune din partea voastră, atunci asumați-vă faptul că această situație va rămâne blocată. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!